De ce desparte păstorul oile de capre? Am văzut asta. E un interes mare la cel ce are și oi și capre. De exemplu, mai ales pe iarnă, nu poți băga capra cu oia la un loc, că capra mai are nervi, mai se mânie și sare și lovește-mi gheata oaie de vai-vai. Se poate întâmpla să o lovească, să lepede și să nu mai poată avea omnel primăvara. Și așa se întâmplă în biserici. Sunt mulți gata să lucre pentru Iisus și pe urma lor să vie câte omnelușel la credință. Dar este câte o capră care așa-i dă câte o brâncă, așa-i dă câte o vorbă aspră, așa ți-l înfruntă, ce tu mă muce!